Zi-mi și mie, la începutul relației, ai avut tu de-astea nebunii să te duci machiată, să te vezi numai machiată cu el, să te trezești mai devreme ca el? Nu, mă trezeam mai devreme doar să-i pregătesc micul dejun, pentru că și știu exact și ce mâncam. Făceam cafea la ibric, știu sigur, făceam cafea la ibric și aveam o brânză de capră pe care o întindeam pe niște pâine din aia, cum se numesc, niște... Pâine din aia uscată, nu, pâine de aia uscată care avea și niște cimbru și niște sare, era ceva special și el a crezut săracul că eu numai așa mănânc dimineața. Peste un an s-a făcut schimbul și doar el se trezește dimineața înaintea mea. Dar nu, niciun caz să mă machez. Adică eu chiar așa am fost foarte, foarte nemachiată din totdeauna. Uite, eu știu că el gătește, domne, că mă uit, deci gătește, dar mai găteai și tu la început sau acum, nu? Eu maxim am gătit pentru copii. Când a început diversificarea copiilor, m-am ocupat de asta. Adică m-am preocupat să le fac o mâncare cât mai diversă. M-am informat care sunt combinațiile corecte. Dar acum nu mai gat. Le dau bani de buzunar. Să-și ia singur Eugenii. Glumesc. Vezi că acum e cu sandwich-ul și forneti și au altele, nu mai și au Eugenii cum ne luăm noi. Nu, încă n-au acces. Nu, că noi ducem, sunt dependenți de noi. Sunt dependenți de noi, mănâncă ce le dăm. Uite, voi la început, deși practic a fost cea mai bună alegere pentru că mie îmi place de voi de leșin, deci unul din motivele pentru care cred în iubire sunteți voi. Și la început a fost așa, cumva ați ținut relația doar pentru voi. Și motivele. Eu când l-am cunoscut pe Radu, el era acest Don Juan de București, absolut normal, un bărbat care arată bine, era și în lumina reflectoarelor, evident că avea succes la femei și avea și o relație, două, trei, în același timp, poate, na, acum nu zic că ar fi așa, dar așa s-a mai dus vorba. Eu când am văzut că el mă curtează, evident că primul gând a fost, opa, eu nu sunt de trecut pe listă. Adică eu sunt fată serioasă, pe mine nu mă treci pe listă. Și l-am ținut în stand-by până când m-am lămurit. Am zis, ce se întâmplă, dacă vrei să ne vedem pe ascuns, până când, de-aia și spus, până când eu îmi dau seama care sunt intențiile tale. Asta după ce mi-am dat seama care sunt ale mele. Că îmi plăcea și mie foarte mult și am zis, până nu mă asigur că treaba e serioasă, eu nu. Și după ce m-am lămurit și am știut exact că e dragoste și că chiar e ceva special, nu ne-am afișat. Și când a fost clar, am și plecat în Bali. Am plecat cu doi prieteni în Bali. Acela a fost momentul. Deci, practic, cumva asta v-a sudat mai tare și a adus la o căsătorie faptul că tu ai zis, stai un pic, că eu nu sunt... Bineînțeles. Da. Și mă puteam lămuri, vedeam care e treaba. Nu era nimic de judecat, adică până la urmă poate să-ți placă o relație și apoi să se încheie. Dar nu a fost cazul și uite că rezistăm și până în ziua de azi și suntem foarte ok. Cu zile mai bune, zile mai puțin bune, cum e în toate familiile.